Pentru că Fondul Monetar Internațional vine cu vești proaste după vizita la București, specialiștii spun că vom ajunge la un deficit de cel puțin 6%, iar cheltuielile guvernului sunt mult prea mari. Mai multe detalii aflăm însă de la jurnalistul B1 TV, Antoanela Răileanu. Antoanela, bună dimineața, te ascultăm! Alex, bună dimineața și bun găsit tuturor! Ieri, delegația Fondului Monetar Internațional și-a încheiat vizita în țara noastră, iar raportul preliminar a fost dat publicității. Dacă e să consultăm acest raport, vedem că FMI susține faptul că țara noastră va ajunge anul acesta la un deficit bugetar de peste 6% din PIB, în timp ce executivul României estimează că nu vom depăși limita de 5%. De asemenea, vine FMI cu un set de recomandări la adresa guvernului și vorbim aici despre introducerea unui impozit pe venitul progresiv, o măsură care, am văzut, a fost dezbătută intens de către partidele politice în spațiul public, asta pentru că formațiunile nu își doresc să îngreuneze mediul de afaceri, mai ales că ne aflăm într-un an electoral. Mai recomandă așadar FMI o mai bună colectare a veniturilor din TVA și recomandă introducerea doar unei singure cote de TVA și majorarea pragului pentru micro-întreprinderi. De asemenea, susține FMI că măsurile adoptate de executiv la sfârșitul anului trecut, vorbim despre despre acele măsuri bugetare și fiscale, sunt bune, dar sunt insuficiente la momentul de față și recomandă executivului de la București să-și îmbunătățească politicile fiscale și bugetare. La polul opus vedem că reacția premierului Marcel Ciolacu nu a întârziat să apară. Acesta a asigurat că țara noastră va avea anul acesta o mai bună colectare a veniturilor la bugetul de stat prin combaterea evaziunii fiscale și prin digitalizarea ANAF. De asemenea, susține acesta că până la mijlocul anului curent, executivul va finaliza și reforma în plan administrativ, ceea ce înseamnă mai mulți bani la bugetul de stat. E important totuși de precizat faptul că raportul FMI poartă un caracter consultativ.